Da, am revenit cu invitatele din seara aceasta, doamna inspector școlar pentru educație permanentă, doamna profesor Tatiana Vântur, și doamna directora școlii gimnaziale numărul 1 din Suceava, profesor Mihai Gabriela. Vorbim despre parteneriatul școală-familie și am zis că părintele are un rol foarte important și nu mai e rolul acela clasic pe care la un moment dat îl aveau poate părinții înainte de 1989, când îndrăzneau poate mai rar să vină să să-și exprime oful în fața profesorului, să ceară un sfat în anumite probleme. Acum există o deschidere din partea școlii. Important este ca părintele să-și dorească. Care sunt activitățile concret pe care ar trebui să le organizeze cadrele didactice sau la care ar fi minunat să participe părinții? Aceste activități sunt, pe de o parte, activități formale impuse de legislația în vigoare, dar sunt și o serie de activități non-formale și informale. Toate împreună pentru buna creștere sau buna dezvoltare personală a copilului, familiei respective. Ne referim așadar la ora de consiliere sau activitatea de suport educațional pentru părinți, activitate propusă părinților o oră sau săptămânal, mai bine spus, săptămânal pentru părinți, apoi organizarea părinților în comitetul reprezentativ al părinților, respectiv Consiliul Reprezentativ al Părinților, asociațiile părinților, care deja acestea sunt organizații cu statut juridic, acestea ca să mă refer la partea formală, dar și o serie de alte activități în care părintele poate fi prezent, se implică sau poate avea inițiativă sau copartener alături de școală. Haideți să ne referim la școală altfel, ați amintit și dumneavoastră anterior. Sunt din ce în ce mai multe activități care se desfășoară împreună cu părinții, cu un sprijin real din partea familiilor, în sensul de a se implica în organizare, în desfășurarea activităților și, sigur, satisfacțiile familiei sunt deosebite, urmărindu-și, văzându-și copilul într-o activitate sau alta, obținând anumite rezultate sau manifestându-se pur și simplu într-un alt cadru față de cum îl știe familia acasă sau în alte contexte. O serie de activități de voluntariat, de inițierea unor proiecte, fie prin intermediul unor asociațiilor de părinți, sunt foarte multe astfel de exemple la nivelul județului. Iată o serie de activități în care părintele se poate implica, poate participa în viața școlii. N-aș vrea să trecem atât de repede peste acest subiect, Asociația Părinților. Să spunem, ați spus că sunt destul de multe, 90 și... Nu, 68 sunt la nivelul județului, care au statut juridic, personalitate juridică, regulament, statut, mă rog, comitetul acela de organizare. Identitate fiscală. Exact. Și își propun nu doar un sprijin material pentru școală. Din păcate se înțelege că tot mai, sau nu tot, mai mult, se înțelege de cei mai mulți din jurul nostru că aceste asociații sprijină doar financiar. Nu este real. Și educațional și într-o serie de activități cu caracter educativ se implică, inițiază proiecte pentru diferite categorii de grupuri țintă ale copiilor din școala respectivă sau chiar și pentru părinți. Aș da un exemplu, Asociația Părinților de la Siret, de la Școala Gimnazială Petru Mușat Siret, care au desfășurat un proiect prin intermediul asociației pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Deci iată o inițiativă foarte frumoasă, să nu uităm de proiectul pe medierea conflictelor care a fost inițiat de asociația de la Colegiul Vasile Lovinescu împreună cu Inspectoratul Școlar și cu alte 5 țări din Europa.
Europa, așa cum spuneam, pe medierea conflictelor. Deci, iată o paletă largă de preocupări în funcție de nevoile identificate la nivelul fiecărei unități școlare, că un colegiu nu poate fi comparat cu o școală gimnazială, o școală gimnazială cu o grădiniță sau cu oriunde ar fi ea situată. Dacă îmi permiteți, exact. Știu că la eu m-aș întoarce la școală. Aș lăsa un pic asociația, m-aș întoarce la școală și vreau să vă spun că atunci când o școală în septembrie, în fiecare septembrie, își deschide porțile pentru copii, în același timp le deschide și pentru părinți. Vorbeați de o perioadă mult îndepărtată, înainte de 89. Nu mai pot fi comparate cele două situații. Pentru că din ce în ce mai mult părinții au așteptări mari de la școala în care își aduce copilul. Și școala, prin reprezentanții ei, trebuie să pună la dispoziție toate resursele ca părintele să fie, în primul rând, o persoană informată despre ceea ce se întâmplă în școală, începând de la spațiul școlar până la calitatea actului educațional. Există situații în care părinții se oferă, așa cum spunea și doamna inspector, voluntar să participe la unele activități, mai ales cele desfășurate într-un cadru non-formal, astfel încât să asigure și siguranța copiilor și să, mă rog, să se implice în totalitate în activitate. Există părinți care așteaptă de la școală chiar sfaturi în ceea ce privește educația copiilor. Există părinți care au nevoie de o școală a părinților. Și multe școli, nu spun că doar la școala 1 Suceava, desfășoară programe de educație a părinților. Școli în care profesorii, fiecare îndrumător de formațiune, își pune în fața părinților experiența. Și să știți că în grupurile acestea în care se desfășoară programele de educație a părinților, nu neapărat părinții învață de la cadrul didactic, ci părinții învață și unii de la alții. Sunt foarte importante aceste întâlniri. Și spuneam că activitățile cu părinții încep chiar din luna septembrie. Știți foarte bine că sunt acele întâlniri cu părinții, mai ales pentru clasele debutante. Mă refer la clasele pregătitoare și la clasele a cincea, care se desfășoară la început săptămânal și după aceea din ce în ce mai rar. Dar sunt permanente acele ore de consiliere săptămânale, care, așa cum discutam mai devreme, spuneam că se desfășoară sub mai multe forme, în funcție de nevoile colectivului respectiv de părinți și de elevi. Și nu există o rețetă pentru ele, ci fiecare școală își valorifică, v-am spus, potențialul, experiența, dăruirea celor care reprezintă școala. Răspundă, practic, și răspund cerințelor. Părinților. Pentru că asta face școala. Acum, școala din ce în ce mai mult nu mai este deasupra comunității. Școala este a comunității, este integrată comunității și trebuie să răspundă cerințelor comunității. Ori comunitatea din cine este formată? Din familiile elevilor, din noi toți. Clar, o școală de succes trebuie să înțeleagă lucrul acesta, da. Că trebuie să fie un parteneriat între școală și familie de pe poziții de egalitate, dacă se poate. Ideal școala este numai ca un părinte, atunci când se îndreaptă spre școală, să vină cu bucurie. Să nu vină cu teama că va fi, eu știu, etichetat el sau copilul. Să nu vină cu teama că nu va găsi înțelegere. Fiecare întâlnire cu un cadru didactic, fiecare pas făcut în școală ar trebui să fie o bucurie. Eu nu spun că se întâmplă lucrul acesta 100%, dar școlile își propun din ce în ce mai mult și chiar constat, așa, sunt fericită să constat că din ce în ce mai mulți părinți chiar pășesc cu încredere spre școală și comunicarea dintre cadrul didactic și părinte s-a schimbat foarte mult. Da, a fost nevoie de informare, de un efort din partea ambilor, ambelor părți, și a profesorilor și a părinților. Se apropie weekendul acestei săptămâni, un weekend plin pentru dumneavoastră, pentru că v-ați propus în zilele de vineri și de sâmbătă să faceți ceva exact în această direcție, a parteneriatului școală-familie. Vineri v-ați propus un eveniment
din care cadrele didactice să învețe, nu? Mai mult din experiențele, unii din experiențele celorlalți. Iar sâmbătă și părinților și profesorilor. Haideți să le luăm pe rând. Deci, evenimentul de sâmbătă, care se va desfășura la școala gimnazială numărul 1. Cel de vineri. De vineri, mă scuzați. Da, cel de vineri. Cel de vineri este la școala numărul 1. Trebuie să vă spun că aceste două activități se desfășoară în cadrul unui cerc pedagogic la nivelul județului, parteneriatul școală-familie. Am gândit împreună cu doamna inspector această activitate un pic altfel decât celelalte activități desfășurate în anii precedenți, care se desfășurau sub forma unui cerc obișnuit, cadrele didactice, colegii noștri știu despre ce vorbim, activități demonstrative, exemple de bune practici, discuții. Și ne-am gândit să avem o altfel de activitate anul acesta. Deci acest simpozion este prima activitate a acestui cerc și se adresează cadrelor didactice care propun lucrări în care vorbim despre managementul activităților cu părinții, exemplele de bună practică, proiecte educative destinate părinților. Multe din aceste lucrări, după ce evident au fost studiate, vor fi cuprinse într-un volum și o las pe doamna inspector. În barometru reușitei școlare numărul 20. Iată, tocmai am văzut, nu? Tocmai a fost arătat, sigur. Lucrări ale colegilor, așa cum spunea doamna director, ale colegilor din județ, cadre didactice cu experiență. Sunt ilustrate exemple de activități de suport educațional pentru părinți, o serie de proiecte, aș aminti părinți buni, părinți mai buni, copii mai buni, un proiect de la școala numărul 4 Suceava, cafeneaua părinților de la școala numărul 1 din Suceava, apoi proiecte ale școlii, ale colegiului economic din Suceava. E vorba de un proiect desfășurat de Universitatea Suceava și este prezentat de către doamna profesor Adina Kolomeischi, care se referă la starea de bine a copilului și la incluziunea socială și școlară. Toate acestea spuneam că se vor regăsi sau se regăsesc în volumul Barometru reușitei școlare, parteneriatul școală-familie, aflat la ediția, la numărul 20. Aș mai spune din acest volum o lucrare care se referă la implicarea taților în educația copilului și o prezență mai activă în viața familiei. Iată, de exemplu, pe 14 mai este ziua taților. E o veste bună și pentru aceștia, pentru că ziua mamei este mult prea cunoscută. Din 2010 s-au legiferat cele două evenimente și faptul că și România a aderat la a marca un astfel de eveniment, o zi a taților, subliniază importanța în educație atât a părintelui, a tatălui, cât și a mamei. Da, deci în această carte, aceia care sunt interesați și chiar își doresc să îmbunătățească relația din cadrul acestui parteneriat al școlii cu familia, pot să afle lucruri interesante, sunt modele de bună practică. Dați-mi voie să numesc aceste volume chiar instrumente de lucru pentru toți diriginții. Diriginte numind acum de la conducătorul formațiunii de studiu, de la învățământul preșcolar până la liceu. Doamna inspector face un efort uriaș și nu o să se supere pe mine acum că subliniez acest lucru. Ca să vă dați seama să aduni într-un volum și să citești fiecare articol și să vezi care anume se potrivește și să aduci informații suplimentare în atâtea ediții nu este un lucru ușor, dar prin acest efort practic toate școlile din județ au obținut niște instrumente de lucru. Acum nu pot să mai existe diriginți care să spună nu știu ce să fac la o activitate cu părinții. Avem acolo exemple de bună practică. Avem acolo
lucruri teoretice de care avem nevoie. Avem acolo experiențe ale atâtor colegi. Sigur, care pot fi preluate ca atare și sau adaptate. La nevoile, la specificul colectivelor, nu de elevi din unitatea școlară respectivă. Pentru că să ne gândim relația aceasta școală-familie trebuie gestionată în primul rând de școală. Iar profesorul trebuie dotat cu niște instrumente. Trebuie să recunoaștem că și formarea noastră inițială este foarte aproape de unul, să nu zic de zero, în ceea ce privește relația cu părinții. Deci atunci când un profesor vine la școală în primii ani, când este debutant, el a învățat acolo niște elemente de pedagogie la care se adresează strict copiilor. Și psihologia copilului, exact. Sigur că da, și mai puțin sau deloc în ceea ce privește relația cu adulții, parteneri care sunt de, eu știu, de același nivel cu el sau mai mult decât atât. Iată, în acest sens venim în sprijinul, pe de o parte, specialiștilor din școală, iar pe de altă parte, părinților, prin cel de-al doilea eveniment de care dumneavoastră aminteați, conferința cu tema comunicarea părinte-copil dincolo de cuvinte, conferință la care am invitat un specialist care să ofere o altă abordare a problematicii actuale sau mereu în actualitate a relației părinte-copil, care începe într-un anume fel la o vârstă mică și continuă, sigur, în funcție de vulnerabilitățile vârstei adolescentine, adolescenței, de oportunitățile pe care vârsta aceasta le oferă, dar și de o serie de riscuri, de probleme, de aspecte care pot degenera. Invitând un astfel de expert, de un specialist, părinții pot să adreseze o serie de întrebări, să afle despre problematica actuală a ceea ce înseamnă creșterea copilului și modul în care să poată să abordeze relația cu propriul copil, care de foarte multe ori este dificil de gestionat și de abordat. Deci, sâmbătă, începând cu ora 10, va avea loc acest eveniment, care este, practic, o conferință. Da. Spuneați că va fi prezentă doamna Filip Cristina, psiholog, clinician și psihoterapeut specializat în psihoterapie cognitiv-comportamentală. Am citit pentru că titlul aceea exact. E un pic mai lungă și să nu greșim. Și va fi o sesiune interactivă, deci nu va fi o prelegere la care părinții vor asista. La început va fi o prelegere. Doar o prelegere. Avea două părți, două componente. Pe de o parte va fi o scurtă prezentare a proiectului de care aminteam anterior, coordonat de Universitatea Suceava, doamna profesor Adina Kolomeischi va fi prezentă și ne va vorbi de acel proiect care promova starea de bine a copilului în familie, iar partea cea mai mare, care are două capitole, să le spunem așa, susținută de invitatul special Cristina Filop, iar în partea a doua a intervenției sale va fi o sesiune interactivă cu întrebări și cu, sigur, răspunsuri ale unui specialist, iar accentul va cădea pe comportamentul tinerilor, pe criza de comunicare dintre părinte și copil, indiferent de vârsta pe care o are copilul și totodată și părintele, că să nu uităm, părintele crește odată cu propriul copil. Pe noi ne-a bucurat foarte tare, vă spuneam, informația a fost propagată și prin intermediul asociațiilor de părinți și prin intermediul școlilor și atât cadre didactice cât și părinți au avut prilejul să se înscrie la această conferință și ne-a bucurat numărul mare de părinți. Acolo trebuia să-și decline calitatea, cadrul didactic sau părinte și ne-a bucurat mult numărul mare de părinți care s-au înscris la această conferință. Asta arătând și nivelul de așteptare al părinților și faptul că doresc să obțină informații de la un specialist. Probabil una e să citești o carte de specialitate și alta e să primești niște explicații în direct.
Da, conferința va avea loc sâmbătă. Mă întrebam dacă se mai pot înscrie părinți, pentru că astăzi e marți, ar mai fi oarecare timp, dar nu știu dacă nu s-au încheiat, pentru că tot vorbim și le spunem despre cât de interesant va fi. Din păcate, această înscriere s-a finalizat. Sigur că noi am început organizarea de ceva vreme. E important atunci când inviți la un astfel de eveniment să ai un grup țintă și un public căruia să te adresezi, așa încât această posibilitate nu mai este în acest moment. Dar părinții vor fi pe recepție, să spunem așa, la o viitoare ediție, pentru că există posibilitatea de a face o ediție viitoare în anul școlar următor, în care părinții să fie mai mulți la un astfel de eveniment. Exact la asta mă gândeam, dacă se va dovedi un eveniment de succes, în care părinții își vor exprima, să zicem așa, satisfacția că au obținut informațiile sau măcar parte dintre lucruri li s-a lămurit poate mai bine, vor avea posibilitatea, nu? Comunicând sigur. Sigur, acum mă scuzați că am intervenit. Ceea ce se va întâmpla la această conferință va fi promovat în mass media din Suceava, pentru că noi avem parteneri, televiziunile din Suceava, Monitorul Suceava, și care credem că vor reflecta corespunzător acest eveniment. Nu știu dacă neapărat succesul ni-l dorim noi, cât mai ales să răspundă părinților și așteptărilor părinților pentru o serie de neliniști, pentru o serie de nevoi pe care aceștia le-au constatat în etapele de creștere a copilului, de sprijin și emoțional și afectiv și poate de a răspunde folosind un limbaj adecvat și nu agresiv sau nu atitudine pasivă față de anumite momente din creșterea copilului. Cam aceste lucruri ni le propunem și să sperăm că dacă această conferință va răspunde acestor nevoi, părinții ne vor întreba și ne vor sugera viitoare teme. Noi ne-am propus acum o temă de larg interes, comunicarea părinte-copil, care sigur are multe subcomponente și aspecte. Dar la fel de bine, la sugestia părinților, noi de altfel avem o adresă de e-mail, parteneriat școală-familie, @yahoo.com, și pot fi adresate întrebări astfel încât la rândul nostru să le adresăm specialiștilor și să le putem oferi eventuale răspunsuri. Da, acest eveniment e la nivel de județ, e un eveniment foarte mare, dar poate fi în același timp, nu, un exemplu pentru o școală sau chiar pentru un colectiv de părinți ai unei clase care, dacă își doresc astfel de lucruri, să li se lămurească de către un specialist, psiholog, psihoterapeut, să ei au acest drept, nu? Sigur că da. De a sugera, de a cere, nu? Organizarea unor astfel de evenimente. Se și pot implica, pot să-l organizeze în calitate de membri ai asociației sau membri ai comitetelor de părinți. Ați pomenit aici și de psihologi. Noi n-am pomenit încă despre sprijinul pe care îl avem de la cabinetele de consiliere psihopedagogică din școli. La școala 1 chiar avem cabinet și o avem pe doamna psiholog Mona Pricop, care la fel se implică în rezolvarea unor situații în care se găsesc și copiii, dar și părinții. Și am constatat că în ultima vreme tot mai mulți părinți cer sprijinul. De astfel și face parte din deontologia profesională, ca la o primă întâlnire cu copilul să fie neapărat și un părinte. Dar mulți părinți, din proprie inițiativă, fără să le fie sugerat ceva, bine, pășesc pragul cabinetului de consiliere psihopedagogică. De asemenea, consilierul este un real sprijin pentru diriginți. Și vă spuneam, diriginte înseamnă toată paleta.
propunându-le niște soluții, oferindu-le o bibliografie unde ar putea să găsească răspunsuri, fiind acolo sprijin și pentru noi profesorii din școală și pentru părinți și pentru copii. Un mare ajutor și bine ar fi dacă toate școlile ar putea să aibă un cabinet psihopedagogic. Da, din păcate spațiul emisiunii noastre se apropie de final. Am încercat să vorbim în seara aceasta despre resursele pe care le pot avea cadrele didactice, dar și părinții în școală, dar nu numai în școală, pentru a exista în mod real acest parteneriat școală-familie. Acum, nu o să fim chiar atât de idealiști încât să spunem că cea mai mare parte a părinților e mulțumită de ceea ce se întâmplă în acest parteneriat școală-familie. Cu siguranță mai sunt și părinți care nu sunt mulțumiți. E foarte important însă ca aceștia să știe că dacă au o nemulțumire, ideal ar fi să o exprime în mod deschis, să caute soluții împreună cu cadrul didactic, împreună cu managerii de școli, pentru că există deschidere. Sigur că da. Și nu e ok, nu este suficient să nu fii de acord cu un lucru și atât, ci trebuie ca împreună în cadrul acestui parteneriat să se găsească soluții. Despre asta am încercat practic să vorbim. Sigur că da. Despre faptul că se pot găsi soluții atâta vreme cât există deschidere și din partea părintelui, a familiei și din partea cadrului didactic. Că mi-aș dori să depășim etapa aceea de reproșuri reciproce. Școala să reproșeze familiei, familia să reproșeze ceva școlii. Dacă se întâlnesc cele două componente, analizează, discută, propun o serie de măsuri împreună și găsesc acele soluții, pot face un pas mai departe pentru binele ambelor părți, ambelor componente. Să nu le spunem neapărat părți, pentru că noi suntem un întreg. Și așa aș vrea să considere atât familia, cât și noi școala pe familia care se implică în viața școlii și în creșterea propriului copil. Practic, cea mai bună soluție a funcționării acestui parteneriat este comunicarea. Atâta vreme cât există comunicare, cu siguranță se găsesc și soluții. Vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Dacă mai e ceva de adăugat... Dacă mai e ceva de adăugat, vrem să spunem că această conferință a fost realizată și cu sprijinul unor asociații ale părinților din județ. Școala... Asociațiile părinților de la școala gimnazială numărul 1, de la Colegiul Petru Rareș din Suceava, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, de la școala Bogdan Vodă din Câmpul Lung Moldovenesc și, desigur, organizații și parteneri media pe care noi am amintit anterior. E vorba și de Asociația Proiect Pro Europa. Și Asociația Profesorilor de la școala numărul 1 Suceava. Așa, și Fly Music și... Ce are învățământ fălticeri. Am înțeles. Sigur așa că cum dar e un sprijin pe care sprijin. Da. Îl respectăm, că au venit în sprijinul acestui eveniment și e foarte important să le... amintim toți partenerii acestui eveniment. Sigur, întreaga comunitate, practic, ar trebui să fie implicată în astfel de evenimente. Pentru creșterea unui copil este cu adevărat nevoie de un sat întreg. Așa e. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din seara aceasta. Vă urez mult succes, nu numai cu referire la evenimentele care se vor petrece în acest weekend. Mult succes, pentru că e o perioadă grea, așa, pe final de an școlar. Și, bineînțeles, că vă așteptăm cu drag de fiecare dată când sunt lucruri interesante și pe care le propune și dumneavoastră, pe care le propunem și noi. Mulțumim pentru invitație. Și noi foarte mult pentru promovarea acestor evenimente, dar și pentru imaginea pe care o promovați școlii sucevene constant. Da, cam aceasta a fost emisiunea din seara aceasta. Le mulțumesc încă o dată invitatelor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost în fața micilor ecrane. Mă invit pe final la povestea la minut din seara aceasta. Nu înainte însă de a ura vacanță plăcută, pentru că încă mai e vacanță în curtea școlii. Mult succes celor care încă mai sunt participanți la Olimpiade, celor de la Gura Humorului. Tuturor
Așa, trăgând o concluzie, vă urez o săptămână ușoară și să aveți succes în tot ceea ce vă propuneți.